Salut! Sunt Andy și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună, tot orașul strigă în cor. Hei! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălini! Ce-i cu Andy, ce-i cu Andy? Sunt un pop, un factor, un artist, un sport! Ce-i cu Andy, ce-i cu Andy? Venea din East Gackle. Bun, asta e. Cum arăt? Arăți ca un câine ciufulit. Transportatorul te așteaptă. Închidem fermoarul. Un lucru am învățat din experiența mea, și anume că tot ceea ce contează este să dai publicului ceea ce își dorești. Și în seara asta, publicul din East Gackle tocmai vrea să vadă un extraterestru. N-ați înțeles? Poate ar trebui să iau de la început. Monștrii de pe Marte se vor întoarce după o pauză publicitară. Un ceainic lipit de o plită? Și ei numesc asta farfurie zburătoare? Păi, l-au numit un transportator marțian interstelar. Mă rog, ce efecte proaste! Noi ne-am descurcat mult mai bine! Nu te-am mai văzut zâmbind așa de când i-ai făcut farța lui Jen cu șamponul. La ce te gândești? Voi face ca East Gackle să apară pe hartă. Cu extraterestri? Mi-ai citit gândurile, prietene! Vom pune la cale cea mai faimoasă apariție extraterestră din țară. Ba nu, din lume! Aha! Totul este scanat și încărcat. Bun, atunci când ești gata... Alertați presa! Anunțați presa! Avem o întâlnire cu un nătăfleț. Priviți cu toții! Am primit o transmisie intergalactică de la o navă extraterestră! Este un e-mail în direct de la extraterestri! Hei, nu mai fi așa, nătăfleț Bonwick! Amprentele alea albastre sunt total... reale! Este un plan pentru distrugerea Pământului! Păcat că voi doi tântălăilor nu veți fi aici ca să vedeți asta! Sunt extraterestri! Încearcă să ne hipnotizeze ca să ne facă transfuzii de sânge radioactiv și să ne bea creierul cu un pai! Terminați cu luminile astea! Cine se află în spatele acestei șmecherii? Unde e Andy? Chiar aici, domnule? Farsele tale sunt din ce în ce mai proaste, Andy. Încă o prostie ca asta și îți câștigi pedeapsa pe toată lumea. Ai înțeles ce am zis? Perfect, dar sunt nevinovat. Am fost în container tot acest timp. Chiar vrei să cred așa ceva din partea cuiva care a pus laxativ în tonomatul de cafea al școlii? Ați crede dacă ați gusta carnea? Va trebui să-l credem de data asta. Hârtie o dovedește. Este posibil să mai existe alte forme de viață în univers. Mi se pare că domnul Hodgkins cere să-i fie făcută o mega farsă. Jos! Alo? Salutare, pământeni! Mai este timp să vă împliniți destinul. Veniți afară! Extraterestrii sunt aici. În sfârșit au venit să mă ia. Stop! Înainte să te alăturați noastre avansate, trebuie să dovediți mai întâi că ești demn de ea. Da, ce trebuie să fac și ce primești dacă... Ce primești? Te lăsăm în viață! Spune-le oamenilor din East Gackle că am sosit să vă luăm planeta! Vă puteți preda în pace? Sau veți suferi consecințele? M-ai auzit? Ei! Cu toții veți suferi consecințele! Da, domnule șef al delegației cosmice intergalactice. Asta e o lumină foarte puternică. Așteaptă! Mai este ceva! Nu mai aveți voie să dați tema pentru acasă în weekend! Ce? Acum, du-te! Asta a fost una clasică, un teatru depremiant. Ce mai urmează acum? Hai să mergem să vedem dacă surorii mele îi plac ouăle verzi, galactice și șuncă. Poți să-ți imaginezi că fraierii ăia de la școală chiar au crezut că extraterestrii au aterizat în oraș? Ce prostie! Niște aiuriți! Ai auzit ceva? Probabil că e pămpălăul de frate meu care mai face o nouă farsă. E ceva afară? Sunt extraterestri! Nu, fugiți! Bună încercare, deșteptule, dar era doar o mașină. Dacă nu ți-a mers. Frumoasă treabă, Danny! Le-ai făcut-o! Danny? Poți ieși acum? Danny? Asta miroase a farsă și chiar acum cred că te-am prins, Andy, băiatule. De ce totdeauna lumea mă suspectează pe mine? Ce-am făcut eu? Uite că am întrebat asta. Ideea e că am un alibi. Eram în casă când s-a întâmplat asta. Nu-ți face grijă, Andy? Dacă am învățat ceva la seminarul Copiii mincinoși și mamele care îi iubesc, este că adevărul va ieși la iveală. Grozav, mamă, dar în timp ce eu sunt acuzat aici, adevărul e undeva afară. Ei bine, adevărul este că vom căuta adevărul și vom găsi adevărul pe cuvântul meu. Chiar dacă asta ne va aduce înapoi la tine, Andy. Și după cât îl cunosc pe fratele meu, așa va fi. Nu-ți face griji, fiule, mama ta și cu mine te credem. Și chiar dacă n-ar fi așa, nu ți-am spune. Mersi, tată. Ce s-a întâmplat cu tine aseară? Îmi pare rău, am dat zombară. Am văzut o mașină care venea și am abandonat misiunea. Ai adus lucrurile de pe listă? Tu ce crezi? Să vedem. Vopsea fluorescentă, lopeți, pensule și niște noroi pe care l-am găsit la un parc de construcții. Oh, da, noroi. Întotdeauna favoritul doamnelor. Îmi place munca mea. Mâine dimineață un fraier va face un pas mic pentru omenire și un pas imens pentru East Gackle. Da, bun plan. Oh, excelent. Totul face parte din plan. Pot deja să-mi imaginez știrile. Și tot ceea ce s-a mai găsit din el a fost tenisul. A? Mamă! X și 0. Adu-mi-l pe Steve cât mai repede. Ne scuzați că am întârziat. Am ajuns cât am putut de repede. Hei, asta e a treia bicicletă luna asta. O să vreau niște răspunsuri, șerifule, acum. Am răspunsurile chiar aici. Știi ce înseamnă asta, nu-i așa? Da, extraterestrilor miros picioarele. Nu, retardatule, pantoful ăsta aparține suspectului. Mildred, introduc pantoful ăsta în sistem. Este un Sprinter X20, măsura 37. Ai ceva pentru dosarul ăsta? Mulțumesc. E Larkin. Să mergem. Deschide, Andy. Ești prins. Știu că tu ai făcut asta. Ah, bine că sunteți aici. Repede, intrați. Spune-i șerifului ce ne-ai spus și nouă, Danny. Ei, Andy a vrut să-i dovedească odată nevinovăția și a plecat să-i filmeze pe extraterestri. Dar pentru că nu s-a întors, am plecat în căutarea lui. Și am găsit asta. Uite. Numele meu este Andy Larkin și caseta asta va dovedi că extraterestrii au invadat East Gackle. Ați auzit asta? Sunt extraterestri. Mi-e foarte frică. E ceva aici? Îi simt mirosul. Bietul Andy. Mai întâi îi răpind extraterestrii și acum îl vor pune să facă treaba lor murdară. Unde mai e dreptate? Știi ce înseamnă asta, nu-i așa? Da, nu vom vedea cum se termină filmul. Nu! Înseamnă că acei maliaci intergalactici sunt în libertate și nimeni din East Gackle nu mai e în siguranță. Transmitem în direct de la primărie, unde în câteva momente primarul ne va răspunde la întrebările privitoare la aparițiile extraterestre recente, care vor deveni curând un film de mare succes. A fost bine? Prieteni din East Gackle, ascultați-mă! Mai repede, domnule primar! În acest oraș sunt extraterestri și tu o știi foarte bine! Ce vom face acum? Da! E adevărat, eu chiar am vorbit cu ei. Mi-au redecorat bucătăria excelent! Mi-au făcut 3 feluri de mâncare și o plăcintă de lămâie dietetică. Nătura aia de pe scenă mi-atribuie lucruri pe care nici nu le-am făcut. Îmi fură toată gloria. Vremuri disperate cer măsuri disperate. Acest noroi dezgustător va face din mine o legendă vie. Liniștiți-vă, oameni, până vom găsi corpul lui Andy, Corpul cui? Pe Andy am vrut să spun. Nu avem nici o dovadă. Aveți acum. Pentru că eu, Andy Larkin, am fost răpit de extraterestri. Și după ce au terminat de jucat X și 0 pe pieptul meu, mi-au dat drumul, mi-au promis că data viitoare nu mă va gâdi la așa tare, cam asta a fost. X și 0? De ce? Cum arăta nava pe dinăuntru? Era decorat în stil Feng Shui, cu multe culori pastelate. Dar cum rămâne cu planurile lor de distrugere a pământului? Dacă tot ați adus aminte de asta... N-ați înțeles nimic. Totul e o înscenare. Cetățeni din East Gackle. Mă rog, eu sunt agentul Sculdi și el este agentul Mulder. Nu sunt extraterestri aici. Sfatul meu este să uitați că s-ar fi întâmplat ceva și să mergeți acasă. Eu spun că nu aveți dreptate. I-am văzut pe extraterestri cu ochii mei și nimeni nu poate dovedi că nu a fost așa. Noi nu trebuie să dovedim nimic. Tu trebuie. Da. Dacă ești așa de bun prieten cu extraterestri ăștia, atunci când știi, se vor întoarce ca să-și arate fața. Gata! Extraterestri vor veni sâmbătă seara la 7:30 fix la turnul Gnome. Este adevărat că ai fost supus la teste? Nu, dar mi-au făcut un masaj. Poți confirma vestea că nu purtai lenjerie curată? Nu comentez. Bine, oameni buni, lăsați-i să respire. Veți avea timp de interviuri și poze mai târziu. Asta trebuie să fie cea mai bună scamatoria mea. Când voi termina, toată lumea va ști de numele... Larkin, vrem să discutăm cu tine. Este vorba de cărțile alea de la librărie pe care nu le-am adus înapoi. Dacă e asta, pot să vă explic. Cum ai scăpat de agenții ăia? Le-am spus că Shane McMartin făcea vânzări la negru la magazinul său de casete, înțelegi? Nu-mi spune, e momentul pentru operațiunea Invadarea? Dar ne trebuie un extraterestru adevărat. Se află chiar în fața ta. Ce mai pui acum la cale, mocofanule? Nimic, doar că-mi fac tema la astronomie. Sper că nu plănuiești nicio prostie pentru sâmbătă seara, nu? Eu? No, nu sunt eu genul ăla, dragă. Bună, băieți! Lori? Ce surpriză! Știi, Andy, te-am văzut la întrunirea orașului și vreau să spun că te consider foarte curajos. Wow, ce deznodământ neașteptat! Te rog, continuă! Ei bine, dacă nu ești preocupat, poate mergem împreună la invazia extraterestră de sâmbătă. De fapt, Lori, trebuie să spun că... Da, Andy va fi încântat să te însoțească. Tocmai mi-a spus că nu are planuri pentru sâmbătă seara. Nu-i așa, Andy? Da, așa e. Sigur nu ești ocupat cu vreo farsă stupidă? Farsă, ba da. Stupidă? Niciodată. Nu, bineînțeles că nu. Te iau pe la 7. Pa! Ascultă, nu știu ce puneai la cale, dar acum îți va fi și mai greu. Distracție plăcută la întâlnire. Cum o să fii în două locuri în același timp? Nu știu, Danny, dar știu pe cineva care va face asta. Hei, băieți! Ia priviți aici! Meserie, nu? Foarte! Poți să te întreb ceva, Maș? Sigur, frate! Să zicem că ai avea întâlnire cu o tipă drăguță, dar ar trebui ca în acel moment să fii în altă parte. Tu ce-i faci? Te-ai dat întâlnire cu două tipi în același timp? Ești tare! Păi da, dar... Păi e cam așa, poți să faci două pizza în același timp, dar mai bine pui una la făcut înainte ca să ai timp să ai grijă de amândouă, înțelegi? Sper să meargă, ne mai vedem! Tipul ăla e un geniu! Dacă joc cum trebuie, pot să-mi fac cele două pizza și să și le mănânc! Haide, avem un spectacol de organizat! Eu zic să-i facem pe extraterestri să fugă. Sau chiar mai rău, să știi. Avem locuri bune. Apropo, s-ar putea să mi se facă frică. Te super dacă o să stau la tine în brațe în timpul ăsta? Oh, bineînțeles că nu mă supăr. Hai mai bine să iau ceva de mâncare pentru amândoi înainte de invazie. Înțelegi ce vreau să spun? Mă întorc imediat. A? Tot orașul este aici. E sigur că poți face asta? Bineînțeles, totul merge... îngrozitor. Ce este? Sunt invadat pe alt front, măi. Wow, față de pizza. Se pare că ai uitat să te speli pe față de crema de coșuri. Machiajul meu. Machiaj? Ce vrei să spui cu asta? Scuze. Apșu! Apșu! Am avut o răceală grea. Mintea mi-e puțin încețoșată. Sunt cam confuz, știi? Pa! Ce să zic, răceală? Extraterestrii nu sunt singura atracție din seara asta. Mai e și iubirea. Simți? Da, bine, cum zici tu, Jervis? Da, mulțumesc că mi-ai păstrat locul ca Jerv, acum poți să pleci. Te simți bine? Da, exersam figura mea înfricoșătoare înainte de venirea extraterestrilor. Asta ar trebui să fie una dintre cele mai extraordinare... Gata, acum e momentul. Cum arăt? Ca un cățel ciufulit. Transportatorul te așteaptă. Încheie-mă. Nu știu ce mă incită mai mult... emoția spectacolului sau costumul strâmt? Cred că e momentul să aflu. Vai, suntem invadați chiar în fața ochilor noștri. Wow! Îmi mănâncă din palmă. Așa, Danny, sunt gata să mă înalți, Danny. Spectacolul s-a terminat, cap de tinichea. O să le arăt tuturor ce excroc ești. Este capul extraterestru. Luați-le pe mine, luați-le. Hei, nu e un marțian, e Andy, Andy Larkin. Hei, nătăflețule! Cred că e momentul să folosim forța! Andy, cred că ar trebui să fiu mai supărată pe tine că ți-ai încălcat promisiunea. Dar uite unde te-au adus farsele tale prostești. De ce faci asta? Mă rog, ne mai vedem. Poate o să ieșim și cu altă ocazie. Drăguț! Mă iubește? Puțin ajutor, vă rog? Wow! Danny, ce s-a întâmplat? Te-au torturat, ți-au spălat creierul, te-au amenințat că vor spune despre respirația ta mirositoare. Respirația mea n-are nimic. Oricum, agenții au întrebat o mulțime de lucruri și se pare că va trebui să plătim stricăciunile din alocație. Dar cred că putea ieși și mai rău. Mai rău? Cum ar fi putut să iasă mai rău? Gen mi-a stricat farsa, Lori m-a prins în flagrant. Eu vroiam să pun East Gackle pe harta ducându-i puțin renume și am dat-o în bară. Stai puțin, ia uite aici. Iete, înșelătoria cu extraterestri din East Gackle. Ce zici? Farsa mea a fost un succes. Nu prin cea mai faimoasă întrevedere cu extraterestri, dar fiind cea mai tare înșelătorie. Știi care e cea mai tare parte? Dacă Lori mă crede amuzant, stai să vezi când va citi asta.